Salut, sunt Robert și în filmul ăsta aș vrea să vă spun așa cam cum văd eu că vor evolua atacurile astea cu virus. Pentru că vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, ni se spune sau nu ni se spune, din punctul meu de vedere, războiul care până acum era cu puși, pistoale, tancuri, tunuri, bombe atomice, s-a transformat într-un război economic între marile puteri și ăștia mai mici, mai proști. Acum se duce către o nouă zonă, zona asta nevăzută, în care se fabrică și se atacă populații cu virus informatic sau virus care afectează oameni, gen pandemia asta de COVID. Da? Adică e un alt fel de război pentru care lumea nu a fost pregătită și pentru care nu cred că va fi pregătită vreodată. Pentru că se pare că ne ia destul de mult timp să facem un vaccin și să găsim un tratament pentru un astfel de război. Bun, și cred că vor apărea și altele în următoarea perioadă. Dar ăsta a fost oarecum așa brut, adică a fost oarecum nepregătit și nețintit și probabil că a avut o țintă, dar ținta a fost destul de largă. Da? Din punctul meu de vedere, adică nu s-a țintit în mod special ceva. Adică nu s-a țintit, când vă spun asta, vă spun că în următoarea perioadă, cred că lucrurile vor evolua în sensul în care se vor ținti anumite chestii. De exemplu, acum s-a țintit sau nu s-a țintit, virusul ăsta este la fel pentru toată populația lumii. Unii în funcție de gene, de resursa genetică, de imunitate, reacționează mai bine la virusul ăsta, alții ajung să moară. Da. Pe viitor, din punctul meu de vedere, cred că virusii ăștia vor deveni mai țintiți. Adică vor fi afectate anumite populații, nu toate populațiile. Și va fi foarte greu să explici, ca și acum, de ce unii se îmbolnăvesc foarte virulent și ajung să moară și alții se îmbolnăvesc și trec prin virusul ăsta foarte, foarte ușor. Pentru că știința nu explică chestia asta. O dau pe imunitate, pe gene. Am făcut și eu un filmuleț la început, când am început seria asta de filme cu asta, am început cu faptul că am remarcat că populațiile din estul Europei sunt un pic mai protejate față de virusul ăsta, față de aia din vest și puneam asta pe seama unor amestecuri genetice și unei, să spun, resurse genetice pe care populația din estul Europei o are, mai bună decât cea din vest, din punctul meu de vedere. Dar în viitor, probabil că atacurile astea cu virus se vor concentra foarte mult pe situația asta, adică pe resurse și pe populații. Da? De exemplu, populația care are nu știu ce gen, da? Sau care are grupa A2 cu RH negativ, de exemplu. Da? Dar cred că vor fi concentrate mai mult pe populațiile țărilor, pe populațiile regiunilor, pe populațiile zonelor, pentru că, în mod normal, atacurile astea au ca scop să îngenuncheze populațiile respective, țările respective, regiunile respective. Cam asta e scopul și asta se vede acum în final, probabil că nu-i finalul, probabil că va mai urma, dar sunt afectate țări extrem de puternice economic, care altfel nu ar fi putut să fie afectate atât de rău printr-un alt fel de mijloc de luptă împotriva lor. Da? La un moment dat se spunea și există niște chestii în sensul ăsta, chinezii ziceau că ei ajunseseră la un moment dat la concluzia că dacă s-ar lupta cu Statele Unite prin mijloace convenționale, cu arme și cu nave și cu toate cele, ar pierde în mod detașat războiul ăsta și atunci trebuie să acționeze și să se ducă în alte zone cu războiul ăsta. Și se pare că zonele astea sunt informatice, virus de ăștia care atacă populația. De asta cred că în viitorul apropiat, probabil, vor mai exista astfel de epidemii, să le spunem, pentru că nu vor mai fi pandemii, epidemii care să atace anumite populații. Asta înseamnă că la un moment dat, ca să poți să faci treaba asta, la un moment dat va trebui făcută o cartografiere genetică a populațiilor de pe glob. Și probabil că ăsta este următorul pas care se va face. Se va face cumva o cartografiere genetică a populațiilor, cumva, habar n-am cum, dar o să vedem în următoarea perioadă, pentru că cred că e următorul pas la care se va merge. Și asta o vor face din nou marile puteri prin diverse metode.
prin tot felul de metode care să ducă cumva la o bancă genetică prin care să aibă toată populația dintr-o anumită zonă cartografiată și structurată după anumite caracteristici genetice, astfel încât să poată să atace populația respectivă, letal sau nu, pentru că asta rămâne de văzut, în următoarea perioadă. Bun, cam asta vreau să vă spun. Mulțumesc pentru că mă urmăriți pe aici, pe YouTube. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunțe tot cum mai confirmați. Mulțumesc!